În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Iubiți credincioși, una dintre cele mai citite evanghelii în parcursul anului bisericesc este și cea a vameșului Zaheu. Este descitită pentru că este și a doua Evanghelie din cele 7 de la Sfântul Maslu. Așadar, nu numai în urechi ne sună pericopa aceasta, ci cred că fiecare dintre noi ne-am făcut așa câte o imagine despre un om foarte bine așezat în societate, care nu se dă înapoi nici atunci când știe sigur că va deveni chiar ridicol în dorința sa de a-L vedea pe Mântuitorul. În anii ce s-au scurs de când tot vorbesc despre Zaheu, mai ales că este foarte apropiat mie ca înălțime, pentru că este unul dintre puținii despre care Mântuitorul spune că avea înălțimea mea, sau eu pe-a lui, cred, până la urmă, înălțime care l-a făcut să caute o posibilitate de a se prelungi. Vedeți că și noi, ăștia mai mici, nu căutăm să ne punem ceva pe cap, că capul rămâne tot jos, ceva sub noi. Dar am vorbit întotdeauna cu admirație despre Zaheu, pentru că m-a învățat și pe mine cum se face cu această înălțime. Cum să faci să te vadă cineva sau să vezi pe cineva în mulțime atunci când ești mic de statură. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile trecea Iisus prin Ierihon și iată un bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit Iisus la locul acela, văzând, i-a zis: Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Și Zaheu s-a coborât și l-a primit cu bucurie multă. Dar cei care veneau spuneau între ei: a venit să caute la un păcătos. Și Zaheu, stând în fața Domnului, a zis: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Atunci Iisus i-a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Am avut atâtea prilejuri să vă vorbesc despre una, despre alta, chiar și despre vameși de câteva ori. Îmi aduc aminte de un lucru foarte interesant, vi l-am mai spus odată, dar de mult. Întotdeauna la Sfântul Maslu aveam un fiu duhovnicesc care se ducea în drum spre locul lui de muncă și ajungea aici cam pe la 8 și un sfert, 8 și 20. Și întotdeauna prindea exact această Evanghelie a doua. Nu prindea toată partea de început a canonului, nu prindea ectenia de binecuvântare de sfințirea unde lemnului, nu prindea nici prima Evanghelie, primea fix a doua. Și la un moment dat, când ne-am întâlnit în alte împrejurări, spunea celorlalți cu mine de față: zice, uitați-vă ce se întâmplă. Părintele ăsta, pe care îl știm noi de atâta vreme, zice, are pentru mine un respect deosebit. Știe unde lucrez și întotdeauna când ajung la el la biserică, zice Evanghelia aia cu vameșul. El era șef de tură, cel de care vă vorbesc. Vreau să vă spun că cu atât mai mult îmi este mai drag Zaheu, pentru că m-a ajutat ca în legătură cu acest fiu duhovnicesc să intru oarecum într-o anumită intimitate profesională. Și printre altele v-am spus despre faptul că Mântuitorul l-a chemat pe Zaheu să coboare și de cele mai multe ori vă spuneam că nu l-a chemat să coboare din dud, adică hai dă-te jos din dud că te-am văzut, gata, te-ai făcut și de râs, te-au văzut ceilalți, ești ridicol, hai, lasă. Nu, l-a chemat să coboare din minte în inimă, pentru că e un coborâș, mintea e mai sus, inima e mai jos, din punct de vedere al organelor interne. Acum vreau să merg mai departe și astăzi am să încerc să vă spun despre locul în care îl găsim pe Dumnezeu.
Mulți dintre noi credem sau ne amăgim, mai bine spus, că pe Dumnezeu îl găsim întâi cu mintea. Așezăm principii sau ne scăldăm în tot felul de sisteme filozofice ca să trăim frumos, chipurile să gândim pozitiv. Mie mi se pare un lucru ne la locul lui, nici măcar din punct de vedere medical. Cum să zici că gândești pozitiv? Păi dacă gândești pozitiv, înseamnă că te străduiești ca gândurile tale să intre așa ca la patul lui Procust. Fix. Dacă sunt mai mici, le face mai mari și dacă sunt mai mari, le face mai mici. Asta înseamnă să gândim pozitiv chipurile. Nu. Trebuie să gândim și atât. Să gândim frumos? Nu. Să trăim frumos. Pentru că eu știu foarte mulți oameni care gândesc foarte frumos, scriu foarte frumos, dar trăiesc urât. Și atunci ce e mai important? Lumea cu ce se hrănește? Cu ceea ce spune celălalt sau cu ceea ce trăiește celălalt? Dacă cineva te anunță așa cu zâmbetul pe buze, am să vin la tine în control și știu că nu o să te găsesc bine. Și chiar o face, într-adevăr să nu te găsească bine. Ce este mai important? Zâmbetul lui cred că nu mai e valoros. Important este să înțelegem un lucru. Mi-am propus să vă spun astăzi unde îl găsim pe Dumnezeu. Mi este foarte greu să vă spun pentru că lucrurile acestea nu se spun. Lucrurile acestea se trăiesc. Dar am să vă străduiesc, cum am spus, și cred că Dumnezeu este exact acolo unde îi arată lui Zaheu astăzi, în casa noastră. În casa noastră este Dumnezeu. Și atunci când noi plecăm de acasă să-L căutăm, chipurile, Doamne, să-mi caut fericirea sau să-L caut pe Dumnezeu, mai aud oameni care atunci când mă văd pe mine supărat că nu mă bucur de cei care tocesc pragurile bisericii atâta vreme cât acasă știu că nu e chiar în regulă, îmi spun, da, dar noi îl căutăm pe Dumnezeu. Pardon? Dumnezeu este exact acasă, acolo unde n-ai șters praful, acolo unde n-ai mai gătit, acolo unde n-ai călcat, unde n-ai spălat copiii tăi, acolo unde nu i-ai mângâiat pe copii, acolo unde se împiedică copiii tăi de tine când stai în genunchi să faci acatiste. Cred că mă știți prea bine încât să mă judecați că aș fi împotriva acatistelor, Doamne ferește. Dacă vreți să le faceți, faceți-le. Dar după ce așteți praful, după ce ați dat de mâncare copiilor, după ce ați spălat, ați îngrijit, ați călcat cămășile soțului sau v-ați făcut toate celelalte lucruri. Atunci când nu vă vede nimeni, când nu riscați să fiți surprinși în aceste posturi, atunci puteți să faceți și acatistul. Mai bine spuneți o rugăciune scurtă și o aveți în minte și în tot ceea ce vă preocupă și atunci când călcați și atunci când ștergeți praful, faceți rugăciunea asta cu voi, că este mai importantă decât acatistul. Și atunci, unde îl găsim pe Dumnezeu? Vă aduceți aminte că v-am mai spus odată de reportera aceea care, după 11 septembrie, în plină televiziune, a adresat o întrebare așa, cât să îi îngroape pe creștini cât mai adânc și a spus, unde era Dumnezeu atunci când a îngăduit să se întâmple ca cele două avioane să ne lase cu atâta durere în suflet să omoare atâția oameni? Și cea care era invitată a spus, exact acolo unde l-am alungat noi. Nu noi l-am scos din școli, nu noi l-am scos din instituții, nu noi l-am dat afară după ulițe și nu noi i-am smuls toate simbolurile după instituțiile noastre. Dumnezeu ne-a ascultat și a fost în momentul acela exact unde l-am alungat noi. Dar să revenim la oile noastre. Dumnezeu este acasă la noi. Și atunci dacă este acasă la noi, de ce nu înțelegem lucrul acesta? Păi nu-l înțelegem pentru că noi ne-am obișnuit prea mult cu casa și nu mai vedem decât ziduri, nu mai vedem altceva în afară de
micile stricăciuni pe care trebuie să le reparăm. Nu mai auzim decât acele invitații, vezi că ți-am spus a cincea oară să repari cu tare sau nu. Dincolo de toate acestea, Dumnezeu este acasă. Ca să înțelegem mai bine cum că Dumnezeu este acasă, am să vă spun o scurtă istorioară. Se spune că un mare tâlhar a evadat. Închisoarea în care era închis, pentru tot restul vieții, se afla într-o pădure. Și a stat prin pădure vreo 3-4-5 zile. Dar i s-a făcut foame și a început să caute pe colo, pe colo și a găsit o colibă în vârf de munte și s-a apropiat prima dată cu gânduri pașnice, să mănânce omul ceva. După care s-a apropiat și a văzut acolo o mamă cu un copil. Mama plângea și copilul plângea și mai tare. Era un copilaș mic. Și el s-a insinuat în casă, a căutat el singur ceva de mâncare, n-a găsit nimic. Și atunci a îndrăznit și a, băi, femeie, nu te supăra pe mine, nu-ți fac nimica, mie briul, mie foame. Uite ce e cu mine, sunt plecat de multă vreme de acasă, i-a zis el. Dăm ceva de mâncare, zice, n-am. Problema este alta. În afară de faptul că nu am, copilul acesta este bolnav, soțul mi-a murit acum câteva luni, copilul este mic, n-am nici măcar cu ce să duc la spital. Dar un singur lucru pot să-ți dau. Uite, casa este cât de cât încălzită, măcar odihnește-te, nu o să-ți treacă de foame, dar măcar de oboseală. Și așa a făcut omul să... Și când s-a trezit dimineață, i-a luat pe amândoi. Pe capul lui se pusese deja o recompensă foarte importantă și a luat mama și copilul de mână și i-a dus direct la prima secție de poliție și s-a predat. Și a spus, aceasta este cea care m-a adus. Dați-i recompensa. Și el s-a dus să își continue de izbăși pedeapsa, deși știa că e până la sfârșitul vieții. Important este că mama aceea, cu o parte din bani, și-a vindecat copilul ducându-l acolo unde trebuie. Atunci a aflat și hoțul acela, tâlharul acela, unde este Dumnezeu. Poate că și el l-a căutat pe Dumnezeu. Poate că și el s-a rugat. Poate că și el a avut vreun gând de pocăință. Poate că vrea să schimbe viața. Dar nu l-a găsit pe Dumnezeu decât în icoana familiei. Acolo unde a văzut o femeie care avea grijă de copilul ei. Și el și-a adus aminte de mama lui, care tot singură îl crescuse pentru că tatăl îi murise de mult. Este foarte important să înțelegem că pe Dumnezeu nu trebuie să îl căutăm pe sus, în principii. Știu pe cineva chiar care săptămâna trecută și-a întrebat așa, de complaisance, a întrebat-o pe noră la telefon. Cum este, dragă? Știa că erau nămeți pe acolo. Ai ce-ți trebuie? Zice, mamă, soacră, zice, sunt foarte bine. Știa că fiul nu era acasă. Zice, sunt foarte bine, s-au terminat lemnele de foc, s-a luat curentul, nu avem cum să ne încălzim, nu prea mai e nici de mâncare, de ieșit în casă n-am cum, că sunt nămeți, sunt foarte bine. Protejează-te, mamă, protejează-te. A ajutat-o foarte mult, așa este? Și după aia, probabil, eu întind puțin coarda, probabil că s-a așezat în genunchi să facă un acatist, ca să facem un happy end. Iubiți credincioși, nu v-am spus degeaba lucrurile acestea, pentru că acestea sunt lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Eu nu vă spun povești, vă spun lucruri pe care le trăiesc, într-adevăr. Și aș vrea să înțelegem odată pentru totdeauna unde este Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori constat că lumea îl caută în altă parte. Îl caută chipurile acolo unde se simte el bine. Nu o să-l găsească niciodată. Dacă cineva crede că a te simți bine este un lucru prin sine, se înșeală.
A te simți bine trebuie să fie o consecință a faptului că l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Să vă mai spun ceva. Suntem, și să mă ierte cei care se ocupă cu educația, suntem prost educați de cele mai multe ori, avem niște principii în cap pe care încet, încet trebuie să le scoatem, să ne reeducăm, dar nu cum era odinioară. Mi se spune că cel care vrea să fie milostiv, să o facă. Numai că cel care vrea să fie milostiv, uită un aspect. Crede că a fi darnic este totul. Nu. Trebuie să mai știe să și primească. Trebuie să știe să cultive bucuria de a primi, pentru că bucuria de a primi este foarte importantă. Mi-aduc aminte iar de Părintele Sinei care zicea: Tată, să nu lași cu mâna întinsă nici pe cel care îți cere, dar nici pe cel care vrea să-ți dea. Nu cred că înțelege multă lume lucrul acesta. O să spuneți: păi da, dar și eu aș vrea ca cineva să-mi dea. Da, dar să știți că cineva îți dă și se bucură că ți-a dat în măsura în care te vede că știi să primești. Vedeți că și în rugăciuni noi suntem pregătiți mai mult să cerem: dă, Doamne! Și credem că decât acțiunea de la Dumnezeu la om care dă este cea de milostenie. Nu! Dumnezeu ar vrea să vadă pe chipul și prin faptele noastre bucuria că ne-a dat ceva. Dumnezeu ne dă în măsura în care noi știm să-i arătăm că ne-am învățat să primim frumos și la rândul nostru să dăm mai departe. De aceea, Dumnezeu este în casele noastre atâta vreme cât noi nu îl căutăm cu deabinsul, pentru că El este pretutindeni. V-ați gândit vreodată că ceea ce numiți îndeopște cunoscut ca cicăleală este Dumnezeu care ne transmite câte o lecție? V-ați gândit vreodată că ceea ce vă deranjează în casă sau o stricăciune care se repetă ani de zile este tocmai în spatele lui Dumnezeu care vrea să vă dea o lecție și să vă învețe cum să vă purtați cu tot ceea ce vă înconjoară? V-ați gândit vreodată că cea de lângă dumneavoastră sau cel de lângă dumneavoastră este chipul lui Dumnezeu care îți arată oglinda ta? A venit la mine cineva, un fiu duhovnicesc, și i-am spus: să știi că Doamna este foarte bine. Zice: dar de unde știți? Păi văd pe tine. Întotdeauna când te uiți la cineva, vezi familia lui. Dacă văd pe cineva posourât, e clar că acasă nu e bine, nu e regulă. Chiar ca să vă mai descresez puțin, mi-aduc aminte că era odată un episcop care nu își anunța niciodată vizitele și s-a dus într-o parohie, departe. Și la câțiva metri de casă îl vede pe părintele în mijlocul curții, care atunci când s-a întâlnit ochi în ochi cu el și-a dat așa mâna într-o parte și a sărit și fesul de cap. Zice: dar ce se întâmplă? Ce e? Cum este? Ce, păi la noi în casă sunt numai lucruri grele. Adică, păi ne plouă în casă, copiii nu prea au ce să mănânce, cu ce să se ducă la școală, soția e bolnavă, acum ai mai venit și dumneata. Dacă începi să le vezi așa, cu siguranță că nu știi să te bucuri de viață. Dacă știi numai să ceri de la Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu îți va da, dar îți va da așa cât să rămâi la o linie de plutire. Dar dacă încerci să faci din munca ta o ofrandă permanentă, dacă încerci să dăruiești celuilalt ceea ce nu poți să mai iei înapoi, și știți ce nu mai putem lua niciodată înapoi? Timpul. Dăruiți celui de lângă dumneavoastră 5 minute în care să-l lăsați să vorbească. Atât. Dacă ați ști câtă lume are nevoie de așa ceva. Să-i dăruiți 5 minute pe care nu le mai puteți lua, e clar, și să stați lângă el și să ascultați. Și v-am văzut și altă dată cum se ascultă. Bă, se ascultă cu gura închisă.
Mai sunt și alt felul de ascultări. Cum ai zis? Zi, ia vină încoace că te văd, vai, protejează-te, așa cum v-am zis mai devreme. Ia protejează-te, ia zi, ce s-a întâmplat? Măi, pe am un necaz, ce necaz? Păi uite, stai tată să spun eu ce e necazul. Și începe să spună el, de te ascultă vreun sfert de oră, de trebuie să taci din gură tu, că de fapt tu trebuie să vorbești. Și de asta am zis, se ascultă cu gura închisă. În afară de asta, Dumnezeu este în icoana casei noastre. În icoana casei noastre înseamnă așa, vrem să vedem Sfânta Treime, da. Dacă ne-a dat Dumnezeu să fim și cu copii, înseamnă că noi facem Sfânta Treime, clar. Acolo e Sfânta Treime. Credeți că e în cer și credeți că acum că eu bat câmpii și cine știe ce greșeli dogmatice fac, nu. Dacă vreți să vedeți Sfânta Treime, uitați-vă mai atent la cel pe care îl cicăliți. Uitați-vă mai atent la cel pe care îl considerați că a greșit ceva sau altceva și văzând în casa noastră Sfânta Treime, la început o să vă speriați în sensul bun al cuvântului, apoi încet, încet începeți să vă dați seama că Dumnezeu mai dă și canoane pentru că este bun și vrea să ne schimbe, vrea să ne facă mai bun, mai îngăduitor și ne arată de cele mai multe ori pe unde să o luăm. Iubiți credincioși, aș vrea ca Zaheu să nu fie singurul care l-a primit pe Dumnezeu în casă. Noi l-am primit de mult în casă pe Dumnezeu, să avem grijă acum să nu-l dăm afară. Și știți cum îl dăm afară pe Dumnezeu? Atunci când facem consiliu de familie și zicem, uite, aici mai lipsește ceva, aici mai lipsește încă ceva și începem încet, încet să ne înghesuim, încât nu mai încăpem nici noi. Vă imaginați că nici Dumnezeu nu mai are ce căuta acolo. Unde este un spațiu super încărcat a la baroc, cu siguranță că Dumnezeu nu mai are loc. Dar asta nu se întâmplă numai vizibil, ci se întâmplă în... Cu ce putem să mobilăm așa baroc? Putem să mobilăm cu tot felul de gesturi, cu tot felul de reflexe de ale noastre și încet, încet nu mai are loc nimeni. Păi pe acolo nu se trece că e nu știu ce, pe dincolo trebuie să, după ce te scânte, să dai cu... Așa, gata, bineînțeles că și Dumnezeu săracul iese așa, da, să uite la noi și iese... Se dă înapoi și iese pe ușă și zice, băi, aici nu mai am loc. Nu mai am loc. Dacă se întâmplă vreodată, să nu dau cu mătrău pe ce m-am ridicat de la masă. Am încurcat-o. Iubiți credincioși, Dumnezeu este întotdeauna în casa noastră atunci când este pace, când este liniște și când toți vor să respecte aceste principii. Și o să spuneți, bun, dar eu sunt unul, ceilalți sunt mai mulți. Totul începe cu fiecare în parte. Nu contează de celălalt, contează de mine. Pentru că de cel care crede că este cicălit sau crede că este nedreptățit, ține prezența lui Dumnezeu în casă. Dacă el răspunde la provocare, într-un fel sau într-altul, cu siguranță că el îl izgonește pe Dumnezeu. Și atunci de ce se mai întreabă, dar unde e Dumnezeu în casa asta? Dumnezeu este acolo unde l-ai gonit tu. Pentru că atunci când te-am rugat să faci ceva, nu ai făcut. Și Dumnezeu a plecat. Pentru că Dumnezeu stă în pacea pe care mi-o oferi tu, care ți-am cerut ceva și tu mi-ai oferit. Dacă tu nu mi-ai oferit, înseamnă că eu nu sunt în pace. Și dacă nu sunt în pace, nu mai e Dumnezeu aici. Începe războiul. Iubiți credincioși, Zaheu astăzi a coborât din Dud ca să vină în casa noastră. În casa lui Zaheu s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Când Zaheu a spus, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, să nu credeți că nu existau norme de drept sau impuneri sau anaf. Exista foarte clar. Cine l-a îndreptățit pe cineva cu o oaie, de exemplu, trebuie să-i dea la 4 oi o oaie înapoi. Dar el a zis invers. Dacă am îndreptățit pe cineva, întorc împătrit, nu în sfert. Înseamnă că el și-a asumat, s-a schimbat și și-a anunțat deja, probabil că era un om în vârstă, avea copiii așezați, dar copiii cred că în mare măsură trăiau tot din ce aducea el. Înseamnă că pentru toți
I-a anunțat fraților de acum înainte, așa vom trăi. Și în ziua de astăzi sunt situații în care sunt niște impuneri pe care dacă nu le săvârșim astăzi, mâine, poi mâine, vine o scadență. Să știți că atunci când vine scadența, pe românește zice, vine când ți-e lumea mai dragă. Atunci când deja te obișnuiești cu un standard, atunci când ești pregătit să trăiești într-un anumit fel, zice, păi nu mai poți să mai întreții felul ăla de viață, pentru că deja trebuie să dai înapoi ceva. Păi da, cum să dau înapoi ceva când nu am luat chiar atât? Păi da, dar pentru faptul că ai luat, se face de vreo 3-4 ori. Ascultă-l pe Zaheu astăzi, întorci împătrit. Dar această întoarcere împătrită ce a făcut? A șters tot ce s-a întâmplat înainte. S-a mântuit casa aceasta pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Așadar, revenind la problema noastră cea de toate zilele, atunci când o problemă se rezolvă cu bani, ea nu este un necaz, este o pagubă. Și paguba putem să o punem înapoi. Cine are urechi de auzit, să audă. În măsura în care așezăm paguba înapoi, ne va așeza o stare de pace și de mare grijă, ca de acum înainte să nu se mai întâmple. Și cu siguranță că astăzi Zaheu ne propune să nu-L mai căutăm pe Dumnezeu în altă parte decât în casă. În casa Domnului, aici. Mai devreme, acum vreo 40 de minute, a venit un student de-al meu, probabil să vadă dacă mai sunt viu, știți că nu m-au ajutat de mult studenții mei. Și venea la, așa, s-a uitat că sunt, s-a bucurat. L-am văzut așa și am schimbat niște priviri, niște flash-uri așa după contrasens și l-am văzut foarte, foarte bucuros că m-a văzut și săracul până să-și pregătească lumânarea cu ce a scris acolo, că începe sesiunea. Când îți aduce aminte de profesor? Începe sesiunea. Și l-am văzut și m-am bucurat și eu și dădeam să-l îmbrățișez, dar trebuia să zic ceva și trebuia să ies între sfintele uși. L-am lăsat puțin acolo, el a lăsat pe ceilalți în față, în față, în față și când să ajung să-l îmbrățișez, o mână din spate, dar nu o mână divină, nu, o mână de-a noastră, l-a luat așa, l-a înșfăcat și a zis, nu pe aici să trece. Pardon. A trebuit să-l aștept, să-i dea drumul din mâna aceea, cine l-a apucat, ca să-l îmbrățișez. El, săracul, era atât de emotiv, de emoționat, nu cred că și aduce aminte că l-a tras ceva în spate sau că i-a zis cineva ceva. Nu mă interesa asta. L-am îmbărbătat că m-a văzut și poate mă vede și în sesiune și e mare lucru. Vreau să vă spun ceva. Aici, în casa Domnului, se întâmplă lucruri de genul ăsta. N-a plecat Dumnezeu pentru un simplu gest că cineva a ținut mai mult la itinerariu parcurs prin biserică decât la atmosferă. Trebuie să fim atenți. A brusca pe celălalt nu face neapărat rău celui bruscat, ci celui care o face. Pentru că se produce o descărcare în sângele nostru, ori de adrenalină, ori de venin, care nu ne lasă după aia să vorbim. Dar trebuie să fim atenți ca atmosfera de pace să fie întreținută, dacă vrem, ca Dumnezeu să rămână în casa noastră, să ne-o mântuiască. Pentru că altfel știm foarte bine cum se caută Dumnezeu pe sus, cum ne uităm de sus pe la alții și cum spunem, n-a aprins lumânarea când a făcut canonul. Da, vă spun eu, cu mâna pe suflet, dacă în loc de lumânare are un fier de călcat, vă spun eu că Dumnezeu primește mai cu bucurie un acatist spus călcând rufele, decât să stai cu lumânarea așa și să aștepți pe bona și te mai uiți din când în când cu ochii la ceas ca să-și termine treaba, ca să ieși tu de la acatist frumos, ca din saună și să privești casa care este lună, să zici, Doamne, îți mulțumesc
că am o familie nemaipomenită. Fraților, vă invit la acatiste active. Un singur Tatăl nostru, când ștergem praful, când înghițim cât un ghiont, este mult mai bine primit decât orice lucru pe care noi credem că îl facem din dud să vedem pe unde trece Iisus. Iisus ne cheamă în casă. Acolo îl găsim pe El, dar acolo vrea să ne găsească și El pe noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.